Ploile torențiale au provocat haos în Sardinia. 5 oameni sunt dați dispăruți, iar mai multe drumuri au fost inundate și sunt impracticabile. Astfel, localități întregi au rămas izolate. Mai multe curse aeriene au fost anulate sau amânate. Oficialii iau în calcul instituirea stării de urgență în regiune, întrucât vremea rea va face ravagii și în zilele următoare. Din cauza unei furtuni, 20.000 de locuințe din Finlanda rămân în beznă. Transportul feroviar a fost perturbat după ce mai mulți copaci au căzut peste calea ferată. Autoritățile estimează că uraganul a provocat pagube de până la 80 de milioane de euro. În urma tornadelor care au lovit zilele trecute mai multe state americane, 60 de oameni rămân spitalizați, iar starea a 16 dintre ei este gravă. Zeci de mii de case nu au energie electrică în statul Illinois, iar un oraș de 15.000 de locuitori a fost distrus în totalitate. Salvatorii încearcă să lichideze consecințele stihiei. Iar în regiunea Primorie, din Rusia, iarna și-a intrat deplin în drepturi. Un ciclon a adus precipitații puternice, iar zăpada a pus stăpânire pe mai multe localități. Autoritățile îndeamnă șoferii să fie atenți la drum.